Sănătate și bine revenit printre martorii cripto la o nouă ediție a din lumea criptomonedelor. Avocatul lui Sam Bankman contestă întrebările jurului propuse de Guvernul Statelor Unite, afirmând că aceste întrebări insinuează vinovăția lui în fraudă și spălare de bani. Conversațiile între confondatorii Terraform Labs, Ducon și Daniel Shin au fost expuse dezvoluind discuții alarmante despre potențiale tranzacții frauduloase pe blockchain-ul Terra. Volumul dexului Aptos a crescut cu 678% în urma incidentului cu monede false Aptos și au apărut pe exchange-ul acolo unde staking-ul lichid se întâlnește cu tokenizarea. Autoritatea financiară din Israel examinează cererele de tokenizare imobiliară. În timp ce instituția SEC urmărește acțiunile legale împotriva exchange-ului Binance și Coinbase, Congresul adoptă din ce în ce mai mult o poziție pro-cripto. Render câștigă impuls alăturându-se protocolului Baro Finance ca alegere de top. Dogecoin dansează la 6 cenți, iar suportul triplu posibil să provoace un raliu. Platforma de jocuri Gamer se bazează acum pe blockchain-ul BNB, unde poți experimenta un joc fantastic și captivant. Compania Paradigma acuză instituția SEC că a ocolit regulile în procesul cu Binance și încearcă să folosească acuzațiile din plângerea sa pentru a modifica legea fără a adera la procesul stabilit de reglementare. Google Cloud se alătură rețelei Polygon ca operator de nod validator. Vanek va dona 10% din profiturile ETF-ului Ethereum către contribuitorii principali de protocol. Analistul criptografic din spatele diagramei Bolliger Bands vede semnale optimiste pentru Bitcoin. Majoritatea oamenilor nu înțeleg că ETF-ul Bitcoin Spot pe care l-a completat BlackRock trebuie să dețină Bitcoin fizic pentru a susține ETF-ul. Fie au achiziționat deja Bitcoin cu câteva luni mai devreme la prețuri mai ieftine, fie manipulează în mod intenționat prețurile în scădere pentru a crea un punct de intrare mai favorabil. Prețul Bitcoin arată ceea ce ar putea fi semne timpurii ale unui sentiment optimist pe măsură ce Guvernul Statelor Unite se apropie de riscul închiderii. Cel mai recent raport de piață făcut de CryptoSlate arată în profuzime noțiunile Bitcoinului de hârtie și furnizare de lichide pentru a înțelege relația și implicațiile lor pentru piața Bitcoin. BRICS examinează sistemul global de plăți pentru a ocoli dolarul american și a evita sistemul SWIFT. Georgia face pași îndrăzneți în domeniul monedelor digitale, având Ripple în centrul atenției. Iată cum va modela această mișcare integrarea lor în Europa și viitorul monedei digitale. Partenerul Ripple, SBI Remit, lansează servicii internaționale de transfer de bani cu banca Shonan Shinkin din Japonia. Este XRP pe punctul de a deveni o monedă de rezervă globală, CTU de la Ripple dezvăluie răspunsul. Activul digital SRP este acum punte de plată în peste 40 de țări, iar băncile mari și instituțiile financiare sunt mult mai interesate, declară un vicepreședinte de la Ripple. Un analist susține că moneda XRP se va ridica cu 5.130%, ducând prețul la 27 de dolari într-o pauză iminentă a liniei de tendință din ultimii șase ani. Cam atât în ediția de azi, toate sursele le găsești în descrierea clipului postat pe YouTube. Nu uita, te rog, că nu sunt consultat financiar, iar ce spun nu trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținut, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la colecta cât mai multe criptomonede.